Poliția s-a apucat să facă ordine. Că de ce ați oprit? Ați parcat mașina în stație. Probabil asta e temeiul. Dar poliția tot în stație a oprit. Un șofer și o șoferă. Găsiți vinovați. Și amendați pe loc. Și-au făcut cadou de sărbători. Ferice de cei cu bicicleta. Nu stau nici în ambuteiajă. N-au probleme nici cu parcarea. N-am vrea noi să fie parcări amenajate și supravegheate ca să nu ne fure bicicletele. Sau șaua, cum mi s-a întâmplat, cum m-a furat. Sau mi-a scos un ax, o osie mi-a scos. Dar dacă nu-i, asta e situația. Bună zi! Bună! Putem ajuta cu ceva? Nu, dar cât e amenda pentru parcare în stație? Pentru parcare nereglementară, conform legislației noi? Iată acum ce ați aplicat la oamenii ăștia doi. Conform legislației noi, acum amenda este în mărime de la 900 la 1500 cu aplicarea 4 puncte penalizare pentru parcare în loc interzis. Și deja i-ați amendat pe oamenii ăștia așa, cu așa sume mari și cu 4 puncte? Minimală eu aplic. Pentru că e prima dată. E prima dată, corect. Păi, uitați-vă care e situația. Stația transportului public avem solicitare. Troleibusul nu au parcat. Am înțeles, nu v-ați autosesizat, nu erați în patrulare. Avem chemare oficială. Am înțeles. De la șoferi, probabil, de troleu. Păi mai puprice, sau de la dispecerat. Am înțeles. Și iată, la uz de serviciu, este mașina parcată pentru a face... Problema e că nu prea se... Poftim? Problema e că nu prea pleacă ăștia supărați și vin alții în locul lor și ocupă locul. Fiecare șofer, eu nu pot stau aici dispecerat. Dar ați putea să patrulați mai des? Patrulăm mai des, păi noi oricum patrulăm. Bun. Dar ce se ceartă omul ăla? Și nu-i de acord cu suma sau ce? Posibil. Și-a luat amenda și el vine să certe de-am cu și ăla, după ce s-a certat cu dumneata. Văd, polemizează. Are deja amenda, o are copia procesului verbal, a fost amânată, ia. Și vede că aici e poliție și e cirofa. Și cauți loc de parcare. Tare îți trebuie, taman în centru. Dacă îi mergi 100 de metri pe jos, o să-ți cadă coroana și e poliție.